Dumnezeule, ocrotitorule și îngrijitorule, Părintele meu, cel căruia mă rog în fiecare zi cu credință neclintită și cel la care alerg de fiecare dată când sunt în nevoie și în îndoială, arată-mi Tu, Doamne, care sunt lucrurile din viața mea care necesită atenție și schimbare. Dă-mi curaj de a face ceea ce simt că e spre folosul meu, chiar dacă aceasta îmi pare uneori greu sau chiar imposibil. Și îndrumă-mă mereu pe calea bucuriei, a bunăstării, a liniștii sufletești și a fericirii, chiar și atunci când slăbiciunea mea omenească mă ține în loc. Dă-mi putere de a mă desprinde de cei ce mă împiedică să devin tot ceea ce eu pot să devin, de cei ce nu îmi aduc bucurie și de cei ce îmi irosesc timpul. Dă-mi gândire dreaptă de a înțelege tot ceea ce mi se întâmplă și pe toate din jurul meu și nu lăsa să mă chinui sau să mă îngrijorez pentru cele ce nu stau în puterea mea și pe care doar Tu le poți schimba. Și dă-mi înțelepciune pentru a putea face mereu diferența între cele plăcute Ție și cele ce duc spre pierzare. Și ajută-mă să nu mă las nici când pradă capcanelor lumești. Nu sunt perfect, Doamne, căci perfect ești doar Tu. Și în multe rânduri am alunecat în rătăcire, dar m-am rugat apoi Ție, iar Tu m-ai auzit și mi-ai trimis ajutor și m-ai scos din nou la lumină. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toate cu câte m-ai binecuvântat. Îți mulțumesc pentru iubirea infinită pe care mi-o arăți chiar și atunci când eu nu mă simt vrednic de ea. Spulberă, Doamne, toată îndoiala, toată întinăciunea și toată nesimțirea. Arată-mi măreția Ta și mântuiește-mă întru voia Ta. Amin. Primește, Doamne, această puțină rugăciune pe care ți-o trimit acum spre slava preasfintei Treimi. Fie astăzi ziua în care mă vei izbăvi de regrete, de păreri de rău și de toate cele neîmplinite ce strâmtorează sufletul meu. Fie astăzi ziua în care lumina cunoștinței Tale va lumina inima mea cea purtătoare de păcat. Fie astăzi, Doamne, ziua în care voi lăsa în urmă cele ce mi-au împietrit cugetul atâta vreme. Doamne, Iisuse Hristoase, întoarce-ți chipul către mine și arată-mi cât de mare e puterea Ta. Amin. Și anume această carte, care se numește 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața, este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă.
atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni? Și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți, din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!